Hai să vă spun un pic istoricul meu cu ambasada Marii Britanii. Nu știu, nici nu mai țin de cum ne-am întâlnit, așa, știi cum e chestia de aia. Hai, încerc, nu la bere, bă. Ce urmă vorbești. Dar, la un moment dat, ne trezim că Global Initiative, știți voi, agențiuța aia pe care o păstoresc cu mare drag, face prima campanie pentru ambasada Marii Britanii în social media. Am desemnat un blogger, o bloggeriță, fata, cred că încă nu a dormit atunci, care să meargă cu ambasadorul și să ridice pe catargul ăla steagul Jocurilor Olimpice, când mai erau 100 de zile până să înceapă Jocurile Olimpice. Și noi am făcut asta, ambasada Marii Britanii. Acum, că eu mă lau cu asta, cum dracu, să nu te las cu așa ceva. Dar gândiți-vă din perspectiva aia altă, o ambasadă, adică știm ce înseamnă diplomația asta, frate, că și când ai deschis ochiul, cred că ai proceduri sau ceva. Deci o ambasadă face o campanie pe social media și aduce un blogger, mie mi se pare fabulos, din perspectiva asta noastră, care acolo e un pic mai complicat. Când i-am povestit, Andrei și era și ambasadorul care e un tip din nota 10, ofu și lui din tinerețe, deci e un băiat de băiat. Bea și bere. Excelența sa e un băiat de băiat, știi? Și am povestit ce vrem să facem aici, am zis, da, gata, venim, nu știu cine vine, dar cineva de la ambasadă vine. Și am zis, frate, nici nu mă interesează ce vorbiți. Puteți vorbi despre Shakespeare și despre limbajul psihozoic al lui și nu mă interesează, dar vreau încât veniți. Pentru mine e o onoare extraordinară să avem pe cineva de la ambasadă, Andreea, aici de față, nu știu ce funcție are ambasadă, dragă, că nu. La noi funcția nu mai degradă niciodată, așa că nu. Și o invit să ne povestească despre habar n-am ce. Da? Dar cred că v-ați prins că oricum eu habar n-am ce. O venit fiecare speaker aici, dar până acum ești foarte bine. Andreea, așa fost să trăiți. Mulțumim. Poftiți. Mulțumesc foarte mult. Spuneam că e prima mea prezentare și ziceam că o să am emoții, dar acum că m-ai pus așa în centrul atenției, nu mai am nicio emoție, să știi. Mulțumesc foarte mult. Mai mulțumim de invitație, ne bucurăm că suntem aici. O să povestim astăzi un pic despre Jocurile Olimpice, ce înseamnă ele, ce putem face noi în România și cam ce face ambasada în social media, pentru că suntem la o conferință de comunicare. Acum, o să fac eu o scurtă introducere legat de ambasadă și ce facem noi în România. Cine știe sau cine vrea să-mi spună cam ce credeți că face ambasada Marii Britanii la București? Până acum vreo 10 ani de avize. Exact. Cam atât. Asistență cetățenilor britanici pe teritoriul României. Bravo. Tot ține de consular și de vize. Tot acolo, în zona asta. Reprezintă statul britanic în România. Reprezintă statul britanic în relațiile cu bloggerii. Exact. Mai nou așa e. Mai departe de partea de vize și de consular, ambasada ca atare e o instituție ca orice altă instituție. Avem un departament de comunicare din care fac și eu parte. Câți oameni mai aveți în departament? Noi suntem 3 în departamentul de comunicare plus un intern. Avem un program de internship tot timpul anului. Deci existați toți 4, adică nu pe hârtie. Nu, toți 4 suntem reali, așa cum o vezi pe mine acum. Avem un departament comercial care se ocupă de companiile britanice care sunt interesate să aibă o prezență în România sau care sunt interesate să își dezvolte prezența aici. Un departament politic EU care face lobby, încearcă să aducă România să suporte anumite politici sau anumite priorități ale Marii Britanii ca orice altă ambasadă. Un departament de vize și consular care acum este foarte mic pentru că de la intrarea în Uniune nu mai suntem atât de activi pe partea asta. Și un departament de management ca orice altă instituție care se ocupă de treburile astea interne. Așa suntem noi. Departamentul de comunicare lucrează foarte mult cu ambasadorul. Cristi m-a spus un pic mai devreme de ambasadorul nostru. E un tip foarte ok, un ambasador tânăr. Are 3 fete, 2 câini, 2 pisici. Și un blog. Un blog. Încă mai așteaptă un băiat, să știi. Deci... Da, ce face? Cumva. Și el susține foarte mult toată comunicarea asta online. De când a venit, i-am povestit, uite cam ce se întâmplă în România, cam care sunt prioritățile pe partea de comunicare. A fost foarte receptiv și foarte deschis. Drept pentru care și noi am făcut destul de multe chestii online, sperăm noi și sperăm să facem și mai mult în viitor. Iar acum o să vă povestesc un pic de
Olimpiadă, ce se întâmplă în online legat de Olimpiadă și ce facem noi online pentru a promova Jocurile Olimpice, dacă am ajuns cu următorul slide. Acum, ideea este că întrebarea apare, de ce vorbim despre Jocurile Olimpice? Ok, este o competiție internațională, toată lumea o știe, se întâmplă la 4, odată la 4 ani, dar ce este așa de special legat de Jocurile Olimpice de anul ăsta? Londra a gândit un pic altfel Olimpiada de anul acesta, a zis, ok, sunt 4 săptămâni de competiții, dar mai departe de atât, hai să facem ceva pentru comunitate. Londra a fost foarte interesată să aducă Olimpiada mai aproape de oamenii obișnuiți, de aceea și sloganul lor este Participă și tu. Și ce au făcut au fost să se uite în Londra, să vadă unde este zona cea mai potrivită pentru a dezvolta Parcul Olimpic. Au ales cartierul de Est. Cartierul de Est este un cartier destul de sărac și puternic industrializat. Au zis, acolo o să creăm un parc olimpic, un sat olimpic, pe care la sfârșitul competițiilor o să-l redăm comunității. Practic, ei au construit un nou cartier în Londra, un nou cartier cu ce înseamnă parcuri, stadioane, locuri de joacă, mall-uri, locuințe sociale pentru locuitorii din Londra. Pentru că au vrut să treacă mai departe de zona de competiții și de cele 4 săptămâni de existență a celor 17.000 de sportivi sau câți ori să vină pe perioada jocurilor și au zis să facă ceva pentru locuitorii Londrei, pentru că acele 1 miliard de lire care au fost investite în parc să se întoarcă în țară. Iar Cristi a fost la o conferință săptămâna asta despre Parcul Olimpic, la care au venit niște arhitecți, cei care au stat în spatele proiectului și ne-au povestit despre cartiere întregi, niște blocuri întregi care au fost construite și care vor fi locuite 3 săptămâni de sportiv, dar apoi aceste blocuri vor fi redate comunității și acolo se vor locui londonezi. O altă chestie interesantă pe care o fac Jocurile Olimpice de anul ăsta tratează, practic, pun pe picior de egalitate Jocurile Olimpice cu Jocurile Paralimpice. Nu s-a mai întâmplat asta până acum și pentru noi anul ăsta va fi o prioritate să promovăm atât Jocurile Olimpice cât și Jocurile Paralimpice. Din păcate, la noi Jocurile Paralimpice sunt mai puțin vizibile, mai puțin apreciate și este păcat pentru că sunt niște oameni extraordinari cu niște povești extraordinare și ce o să încercăm anul ăsta și sper să reușim și sper să ne ajutați și voi este să îi promovăm, să îi scoatem un pic în față, să creștem awareness-ul față de sportivi ăștia paralimpici care au realizări extraordinare. Echipa României anul ăsta la Londra are cea mai numeroasă echipă de paralimpici folosită vreodată și au foarte mari șanse să vină înapoi cu rezultate foarte bune. Londra este prima capitală care reușește performanța de a fi numită a treia oară orașul care găzduiește Jocurile Olimpice. Este o mândrie și pentru ei treaba asta. Și cum spunea Dan mai devreme, avem social media la ei și comunicarea online este foarte dezvoltată. Și de aceea Jocurile Olimpice se promovează foarte mișto în social media. Și o să vă povestesc mai apoi ce înseamnă promovarea asta și cum o fac, cum îi ajutăm și noi și cum puteți să fiți și voi mai aproape de ei. Ziceam de social media. Ce facem noi online? De când suntem noi online și de ce am intrat și am ales să comunicăm online? Avem niște canale de Twitter, de Facebook, două bloguri, practic, o să vă povestesc mai multe ulterior. Un cont de Flickr, un cont de YouTube și un website, bineînțeles. Ce am ales noi să facem? Am stat jos cu ambasadorul lângă noi și am spus, ok, social media crește în România, e o viață importantă pentru noi, ambasada Qatar are foarte multe audiențe pe care trebuie să comunice mesaje specifice și atunci e important pentru noi să fim acolo, să fim alături de ei, să fim acolo pentru a ne răspunde la întrebări. Am lansat conturile de pagina de Facebook, contul de Twitter și blogurile în septembrie anul trecut, 2010. De ce l-am lansat atunci? Pentru că ne-a venit un nou ambasador atunci, noul Martin Harris, noul nostru ambasador britanic, a venit în septembrie 2010 și am zis că avem nevoie de un push, de un hook, de un element public, de interesul crescut al publicului pentru venirea unui nou ambasador, pentru a promova aceste canale. Ce am reușit să facem de atunci, dacă pot să mă ajut cu slide-ul următor, avem mai mult de 2000 de prieteni pe Facebook, mai mult de 600 de prieteni pe Twitter, avem un trafic rezonabil pe blogurile ambasadei, majoritatea familiilor noștri sunt femei, un public tânăr și o audiență diversificată. Eu zic că e loc de mult mai bine și
ce ne-am propus noi de la începutul anului este să creștem din ce în ce mai mult, să facem lucruri din ce în ce mai mișto și așa o să ajungem și la campania pe care am făcut-o împreună cu Global Initiative. Dacă pot să mă ajut. Cam așa arătăm noi pe Facebook, pe Twitter, pe Flickr și apoi pe bloguri și pe website-urile noastre. Încercăm să fim cât mai la curent. Ambasadorul își scrie singur textele pentru blog, este foarte pasionat de treaba asta și scrie foarte bine. Canalele sunt în principiu au un conținut mix. Blogul ambasadorului este în engleză, pentru că el scrie în engleză și atunci ar fi păcat să traducem noi în română și să se piardă orice fel de influență și orice fel de conținut specific lui. În general, pe Facebook și pe Twitter avem un conținut mix de română și engleză și aici aș avea o întrebare pentru voi, cum vi s-ar părea, cum vi se pare ideea asta? N-am primit plângeri până acum, am zis că audiența noastră oricum este educată și pasionată de partea asta de comunicare în alte limbi, în engleză. Dar deocamdată pentru noi a mers ok. Ca să ajungem la jocurile olimpice și paralimpice și ce am făcut noi în social media, în general, astea sunt niște principale direcții pe care le-am axat. Am organizat concursul, organizat concursul online pe pagina de Facebook, am avut campanii în social media. Ce facem pe Twitter? Încercăm să dăm niște update-uri live de la diverse ceremonii care se întâmplă la Londra, dezvăluiri de construcții, imagini panoramice de la diverse construcții care sunt în diverse stadii de dezvoltare. Mai nou, torța olimpică a ajuns săptămâna trecută în UK, a plecat din Grecia, a ajuns în UK și acum are un curs, un traseu foarte interesant prin UK. Și noi ținem la curent fanii de pe Facebook și de pe Twitter cu traseul ăsta al torței prin UK și cu cine se întâlnește, pe unde se duce. Ce e mișto legate, de exemplu, de update-urile astea de la Londra sunt pentru torță, de exemplu, au făcut o aplicație pe Google Maps care urmărește exact traseul torței și atunci o să vezi exact în ziua X unde este, ce face, cine o poartă și așa mai departe. Deci poți să fii alături de ei chiar dacă ești aici din scaunul tău de acasă, ceea ce e un lucru extraordinar. Mai dăm quick facts despre Jocurile Olimpice și Paralimpice. Postăm pe blog și avem invitat special care vorbesc și ne povestesc despre jocuri și despre sportivi. Am creat niște pagini speciale pe Facebook dedicate campaniilor și, evident, orice eveniment offline pe care noi îl organizăm va avea întotdeauna fie o componentă online, fie o promovare online. Cam ce am făcut noi mai în detaliu. Vă ziceam, Cristi, mai devreme de campania noastră cu Global Initiative. Am organizat pe 18 aprilie am început numărătoarea inversă a celor 100 de zile până la Jocurile Olimpice. Am zis să marcăm într-un fel ziua aceasta și am gândit un concurs pe blogul împreună cu Global Initiative. Mecanismul a fost simplu, o invitație de a scrie un mesaj de susținere pentru echipa de sportivi olimpici. Am ales dintre blogurile participante un mesaj câștigător, un blogger câștigător. Anca Tănase, o vedeți acolo în poză, foarte emoționată și fericită că a câștigat. Invitat, premiul a fost mai mult simbolic, dar noi ne-am bazat pe faptul că nu a fost atât de convențional ca un premiu material cum ar veni. Am invitat-o la ambasadă, l-am cunoscut pe ambasador și am putut să participe la ceremonia de armorare a stagului oficial al Jocurilor Olimpice și Paralimpice în curtea ambasadei. Noi de obicei facem armorarea stagului de fiecare dată când se marchează niște zile cheie până la Jocurile Olimpice sau Paralimpice. S-a întâmplat asta în aprilie, s-a întâmplat în mai, odată cu aniversarea 100 de zile până la Jocurile Paralimpice și o să continuăm până la deschiderea oficială a Jocurilor. Alte campanii, alte lucruri pe care le-am mai făcut noi online, update-urile de pe Twitter, dacă pot să mă ajut cu slide-ul următor. Ce încercăm noi să facem? Ambasada are un cont de Twitter pe care noi postăm diverse informații legate de jocuri, dar Jocurile Olimpice ca atare au un cont oficial, London 2012, ăla este contul pe care sunt foarte multe update-uri, foarte mișto. Mesaje din partea sportivilor britanici pentru
jocul, față de jocurile olimpice sau paralimpice, clipuri video, imagini panoramice, postări pe bloguri, orice fel de informații din timpul evenimentelor este postat acolo și sunt foarte mișto. Noi încercăm să le trimitem mai departe către audiență. Pe lângă asta, organizăm concursuri pe Twitter și o să organizăm de acum înainte concursuri și mai dese. De exemplu, săptămâna viitoare o să avem niște concursuri cu ocazia unei expoziții olimpice pe care noi organizăm în București. Săptămâna asta o găsiți în pasajul de la Universitate de Jos. Și tot așa, contul nostru de Twitter va fi axat în perioada asta pe update-uri cât se poate de live și de actuale de la Londra direct. Vă spuneam de blogurile ambasadei. Când zic bloguri, îți vorbesc la plural pentru simplu motiv că am zis așa, ambasadorul a trebuit să aibă un blog. El a zis că e ok și vrea și este interesat de treaba asta, dar pentru că sunt mesaje diferite pe care un ambasador le poate transmite față de dar rămân și multe alte mesaje în afară de despre ce poate el să vorbească, am zis hai să avem un blog pentru ambasador pe care să posteze doar el și un blog practic al ambasadei pe care să posteze. Practic, blogul ambasadei aparține coordonatorului de comunicare din ambasadă. Raluca Brăgărea este colega mea și ea, practic, are platforma asta de blog. Dar acolo noi invităm, avem diversi invitați speciali care vorbesc, printre altele, și despre jocurile olimpice, și despre jocurile paralimpice. Recent am invitat-o pe Sally Wood-Lamont, care este președinta Comitetului Paralimpic Român, este o scoțiancă, locuiește la Cluj de ani de zile și susține foarte mult echipa paralimpică. Datorită ei, cred eu, au ajuns la performanța de a putea să facă performanță și de a putea ajunge la Londra. Am invitat-o să ne povestească un pic despre echipa paralimpică, cine sunt ei, ce fac, ce jocuri, ce sporturi avem acolo. Dar, în general, pe bloguri avem mesajele ambasadorului, promovăm evenimente, marcăm momente cheie și avem invitații speciali. În afară de bloguri, vă spuneam că orice eveniment pe care îl organizăm are și o componentă online sau are și un element online de promovare. Ce am făcut anul trecut, am făcut multe evenimente interesante, un concurs de proiecte de regenerare urbană, pentru că Parcul Olimpic de la Londra este cel mai mare proiect de regenerare urbană din Europa în momentul ăsta, pentru simplu fapt că au reușit să transforme o zonă industrială, o zonă foarte săracă și foarte poluată, într-un parc verde, practic. Au ajuns la performanța de a spăla pământ, doar ca să fie sigur că pământul ăla care rămâne acolo este cât se poate de curat și cât se poate de eco. E un lucru extraordinar, dacă au spălat 1 milion de metri cubi de pământ sau de genul ăsta. De 3 milioane de metri cubi excavați, 1 milion au fost spălați, exact, pentru că erau reziduri petroliere. Și ce nu se putea spăla era pentru că era părea poluat și l-au luat de acolo. Au zis că 10% din spălat a fost considerat mult prea toxic ca să... Și pentru a... Am zis că în perioada în care se vorbea despre toată treaba asta cu regenerarea urbană, Arena noastră națională din București se construia, se renova. Și atunci am zis, ok, rămâne o zonă în jurul arenei, care ar trebui și ea regenerată, ar trebui gândită în așa fel, încât să există niște spații verzi, niște locuri pentru competiții sportive în afara stadionului. Și atunci am lansat o competiție de proiecte de regenerare urbană, dedicată principal studenților la arhitectură, specialiștilor care știu cu ce se mănâncă și cum să renoveze exact construcțiile alea. Am avut multe înscrieri și multe proiecte bune. Am organizat concursul împreună cu Primăriile București, Primăria Sectorului 2. Și am premiat acolo sus, o să vedeți că acolo este o... Se face jurizarea proiectelor care au intrat în finală. A fost ales un câștigător, este un grup de arhitecți din Timișoara care a câștigat concursul. Erau foarte fericiți și foarte mulțumiți că au reușit. Au venit cu niște idei foarte bune și foarte apreciate de autorități. Am organizat de asemenea un eveniment în Ferentare. A fost un eveniment foarte aproape de sufletul nostru, practic. Te rog. 21 martie, nu?
Nu, în iunie a fost asta din diferentari. Practic am închis o stradă diferentari, am lucrat cu un ONG care e activ pe partea asta de integrare a romilor și a populației străine în comunitate. Am închis pentru o zi o stradă diferentari și am organizat acolo, am adus niște sportivi olimpici sau medaliați olimpici ca să facă niște demonstrații sportive de fotbal, de scrimă, de dans sportiv. Și am lucrat cu copiii de acolo, practic o zi întreagă copiii de acolo au participat la diverse competiții sportive, au fost premiate, ambasadorul a jucat fotbal cu ei, a fost un eveniment foarte frumos. De asemenea am lansat anul trecut echipa paralimpică a României și acolo cred că îl vedeți pe unul dintre organizatorii acestui eveniment, preună cu doamna Anisării Lamont, la ceremonia de parte din cei care fac, mă rog, sportivii care fac parte din echipa paralimpică și le-am aflat poveștile. Și normal, pentru că și ambasada are un public intern, am organizat niște concursuri și pentru noi, pentru colegii noștri, cu întrebări despre Jocurile Olimpice, despre Parcul Olimpic, pentru a încerca să atingem cât mai multe grupuri țintă. Acum, întrebarea e de ce am ales să comunicăm online toată treaba asta. Ca idee, eu cred că Jocurile Olimpice și Paralimpice se promovează de la sine. Sunt un concurs de care toată lumea știe și vrei, nu vrei, oricum o să le vezi de acum încolo pe toate televiziunile, pe tot online-ul. Dar ce am zis noi că putem să venim deosebit este să folosim Jocurile Olimpice pentru a promova ceva care este specific și special în România, de exemplu echipa paralimpică. Din păcate, de exemplu, calificările sportivilor noștri la Jocurile Olimpice au fost mult mediatizate față de calificările sportivilor paralimpici. Avem, cum vă ziceam, o echipă foarte numeroasă care s-a calificat la foarte multe sporturi, între care ciclism, not, atletism, dar din păcate nimeni nu prea știe despre ei. Și am zis să folosim social media ca să încercăm să promovăm cât mai multe din lucrurile neștiute în România. De ce social media? Pentru că e un canal relevant pentru noi, pentru că interactivitatea este ridicată și noi încercăm să fim cât mai mult în contact cu publicul de pe Facebook, de pe Twitter, răspundem la întrebări, punem întrebări, organizăm concursuri. Putem să folosim conținutul ăsta video și foto, care merge foarte bine pe social media, pentru că e foarte ușor de vizitat și de apreciat. Și sunt poze și clipuri și informații video, în general, foarte interesante de la jocuri. Este o platformă de comunicare neconvențională, deci nu pentru o ambasadă, nu prea sunt multe ambasade, cred că suntem singuri care comunicăm online. Și putem, de asemenea, să folosim și Consiliul Britanic, care are o prezență bună online, ca să facem un cross-promo cu ei. Astea sunt câteva dintre subiectele preferate pe care le-am observat noi că pe online. Avem informații despre jocuri, evenimente offline, imagini în premieră, clipuri, concursuri, making of, interviuri, deci tot partea asta de foto. Iar acum, la final, pentru că dacă aveți întrebări, eu sunt aici, v-aș invita la un concurs. Opa. Dacă merge internetul și dacă vă merg codurile, să-mi spuneți dacă primiți mesajul și dacă e ok. Avem un mic concurs cu niște mici premii, tot legate de prioritățile noastre pe comunicarea online și pe promovarea echipei paralimpice. Codul ăsta rămâne aici și să-mi spuneți dacă aveți întrebări pentru mine. Mulțumesc mult de tot!